Bună ziua, prieteni! Bună ziua, România! Pe 27 septembrie, românii sunt chemați să își aleagă primarii, consilieri locali, consilieri județeni. Practic, sunt chemați să decidă ce fel de viață își doresc pentru următorii 4 ani. Nici nu vă imaginați cât de mult bine sau cât de mult rău pot să facă primarii și cât de mult vă pot ei influența viața. Din cauza situațiilor acestea ciudate cu COVID, am fost foarte atent, am văzut, am și dat în live o parte din interviul președintelui. Am aflat cu toții că anul acesta campania electorală va fi oarecum atipică. Se va face mai mult în mediul online. Bine, aici se cumpără publicitate la greu. Aici sunt tot soiul de grupuri, grupulețe care blochează, care persiflează. Se face și campanie sponsorizată pe bani, adică scrie sus la filmuleț sponsorizat. Și vă puteți da seama de asta. Dar în același timp, ideile adevărate, ideile curate, sunt mai puternice decât orice fel de campanie mincinoasă sau de orice gașcă de grobieni care încearcă să pună cătușe adevărului. De aceea, dragii mei, vă invit să vă implicați, să candidați, să creați programe, să spuneți lumii cum ați vrea voi să trăiți și împreună cu voi prietenii voștri și familia voastră. Eu și prietenii mei din AUR vă așteptăm în AUR, pentru că s-a creat această platformă de unde orice om de valoare să poată mai ușor să-și transmită mesajul către publicul larg. De aceea gândiți-vă, 27 septembrie poate fi o zi extraordinară dacă noi o facem să fie extraordinară și poate fi ziua în care în România se va spune stop politicii de mahala. La revedere, România, oriunde te afli.